Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la noua rubrică inițiată de editura Herald, noutățile editoriale ale săptămânii. Așa cum vă spuneam și în edițiile precedente, în episoadele precedente, venim în întâmpinarea noastră cu cărți din portofoliul editurii Herald, cărți noi sau în curs de apariție. Astăzi vom vorbi despre un autor foarte interesant și o carte de asemenea remarcabilă. Este vorba despre Hara, centrul vital al omului, de Carlfried Graf Durkheim, în seria sau în colecția de autor Durkheim, în traducerea doamnei Viorica Juncan, traducător, care este astăzi alături de noi și îi mulțumim foarte mult pentru că și-a făcut timp să ne vorbească despre personalitatea lui Durkheim și despre această carte minunată, Hara, centrul vital al omului, carte pe care o puteți găsi accesând site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, o găsiți la rubrica noutăți. Viziunea lui Durkheim are la bază mistica lui Meister Eckhart, psihologia abisală sau psihologia adâncurilor lui Carl Gustav Jung și tradiția zen pe care a întâlnit-o în Japonia. Cărțile scrise de el la deplină maturitate sunt rodul unei vieți întregi trăite sub semnul esențialului, atât prin studiile sale, cât mai ales prin propria experiență. Durkheim a fost un om al practicii înainte de orice. De aceea cărțile lui sunt foarte utile și sunt atât de căutate. De asemenea, în cărțile lui aflăm despre esențialul din noi într-un limbaj nou, foarte simplu, foarte adevărat. Citind până la urmă cărțile lui, ni se deschide o altă perspectivă asupra vieții și asupra noastră înșine, o perspectivă în care totul devine, spunem noi, foarte clar. Doamna Viorica Juncan, mulțumim că sunteți alături de noi și știu că aveți și ediția în limba germană a cărții Hara, pe care pe care o arătăm cu o copertă superbă, pe care o arătăm și la cameră. Noi, bineînțeles, o să vă arătăm și cartea cu coperta în limba română, reeditarea acestei cărți. Aș vrea să ne povestiți puțin despre personalitatea lui Durkheim și despre rădăcinile gândirii sale, pentru că pomeneam puțin mai devreme, vorbim despre mistica renană la Meister Eckhart, pe care aș putea să-l menționez cu o carte extraordinară, Benedictus Deus, chiar o carte remarcabilă. De asemenea, mergem și în tradiția Zen, tradiția niponă Zen, budismul Zen, dar avem și parte de psihologia adâncurilor a lui Carl Gustav Jung. Deci, iată, trei tendințe oarecum diferite, dar care converg cumva în sistemul de gândire a lui Carl Durkheim. Da, bună ziua și mulțumesc pentru invitație, pentru ocazia de a spune câteva cuvinte despre cineva care m-a interesat foarte mult. Deci, așa cum spuneați, la viziunea lui Durkheim, eu așa folosesc termenul, sau învățătura lui Durkheim, are la bază trei piloni: mistica lui Meister Eckhart, practica zen și psihologia abisală a lui Jung. S-a născut, pe scurt, că în prefața cărții este o expunere foarte detaliată a vieții lui și a gândirii lui. Doar, nu mă aud bine? Da, a, da, da. Vă încruntați puțin. Da. Nu, vă auzi. Deci, da. Deci, despre Meister Eckhart, l-a întâlnit, a întâlnit scrierile lui, bineînțeles că la câteva secole, s-a născut, doar atât, s-a născut în 1896 Durkheim și a murit în 1988. Pe la 20 și ceva de ani a trăit o experiență pe care el o numește mai târziu experiența ființei, pe care Maslow o numește, de exemplu, experiență de vârf.
Și acea experiență a trăit-o ascultând-o pe viitoarea sa soție, citind niște versuri din Lao Tzu, cartea Dao de King, sau Dao de King. Deci această experiență l-a marcat profund, decisiv, și avea o stare religioasă, cam așa ceva, zilele acelea, sau perioada respectivă, atunci a fost foarte influențat de scrierile lui Meister Eckhart. Nu se putea desprinde de ele. Deci asta a fost prima dată. A doua, tradiția Zen. A întâlnit-o fiind trimis în Japonia, deci a petrecut vreo 10 ani în Japonia, din 1937 până în 1947, trimis de regimul care era atunci, așa, cu misiune culturală, ca să-i studieze pe japonezi, care au un mod de viață foarte aparte și foarte eficient. Și, deci, a fost două sejururi, dar în total a stat 10 ani în Japonia și acolo a învățat practica, a fost uimit de modul de a fi al japonezilor, o fază, de exemplu, așa ca fapt divers, că a susținut și el conferințe. Și se părea că toți erau absenți și adormiți. Și la un moment dat a pronunțat cuvântul, fără să ridice tonul, și așa a pronunțat cuvântul împărat. După care toate privirile s-au trezit și așa, și atunci a dat seama că, de fapt, japonezii nu erau adormiți și absenți față de ce se întâmpla, ci erau foarte concentrați, erau retrași puțin în spate. Așa, mai așa. Retrași în spate, a putea să spun puțin. Asta a fost. Deci acolo a învățat maestrii Zen, de acolo a învățat practica meditației Zazen, adică, da? Și a practicat și tirul cu arcul, pentru că tot așa, e nevoie ca omul să se formeze. Deci tirul cu arcul nu are rostul ca să imerești ținta cât mai bine, ci ca să te formezi tu, să-ți găsești toate, să-ți conștientizezi mai întâi toate problemele care le-ai de rezolvat. Așa, când războiul s-a terminat, au intrat americanii și a fost, fiind reprezentant al statului german, a fost închis a doua oară. A mai fost închis și după primul război mondial, după ce s-a comportat foarte eroic, revoluționarii care era atunci, mă rog, dar aia a fost puțin. Acum a fost închis, ținut închis 16 luni, vă dați seama. Explicația a fost că a fost uitat, așa, în ghilimele, cumva, acolo, că nu aveau nimic cu el, dar probabil că, da, în timpul acesta aici erau procesele nadiștilor. S-a întors în 1947 și atunci, între timp, prima sa soție a murit, da? A murit în timpul acelui sejur, între cele două sejururi din Japonia. Și de aia s-a întors la un moment dat. Împreună, atunci a întâlnit pe psihoterapeuta, doctor în psihologie, Maria Hidius, care și-a pierdut soțul în război, avea 3 copii și era foarte pasionată și ea de psihologie, o cunoscuse din vremea când era studentă. Și împreună au format centrul de formare și consiliere din Pădurea Neagră de la Rute Tormos. De acolo s-au format foarte mulți terapeuți care în Germania sunt deschise o mulțime, la rândul lor fiecare, după ce s-a format, a deschis centre de dezvoltare personală, așa le numim noi acum. Deci a format și atunci și-a scris cărțile. Deci, de exemplu, această carte, Hara, a scris-o la începutul anilor 50. Vă dați seama că este atât de interesantă acum și ea e scrisă de 70 de ani, am putea să spunem. A mai fost îmbunătățită pe parcurs, dar oricum atunci a fost scrisă. Chiar voiam să vă întreb, pentru cei care își doresc să afle, bineînțeles, mai multe despre tradiția Zen. Ce înseamnă, de fapt, Hara? Da. Deci Hara înseamnă abdomen, că de aia, deci este, aici spune că este o carte care este creată să fie o carte de viață esențială. E o carte despre abdomen la prima vedere, dar este foarte important, o să vedem de ce este important, pentru că omul trebuie să, da, deci
e vorba de stabilitatea omului. Dar o să trec deja la... E timp? Da, sigur. Să mai vorbesc despre Durkheim? Numai puțin? Ce? Numai puțin, să mai vorbesc puțin despre el. Da, da, sigur. După aia despre carte. Da. Deci am înființat la acel centru. Bine, da, așa. Au venit foarte multe acolo, din toată lumea, inclusiv artiști, că nu era vorba... Deci... terapia pe care o practica Durkheim și care se practica acolo la centru, el a inventat-o, se numește terapia inițiatică. Deci e creată de el și are rostul mai mult decât o dezvoltare a personalității exterioare, cum facem în general, cum se înțelege în general prin dezvoltare personală, are, țintește să-i dezvoltarea, evoluția interioară a omului. Bineînțeles, ca efect al evoluției interioare, se dezvoltă și personalitatea. Deci e vorba de terminologia, să spun puțin, despre acest limbaj simplu al lui Durkheim, în care mulți se opresc, că nu văd acolo nici exprimări bioase. El este om de știință. Pot să spun că a inventat un limbaj simplu, care i-a permis totuși să pună marile probleme ale vieții să le pună într-o ecuație, ca să zicem așa, într-o ecuație foarte clară. Și a dat direcția care trebuie urmată, fără să a știe unde să se oprească. Deci nu a dat niște indicații concrete în care oamenii să trebuiască să respecte la virgulă ceva ce a spus. Deci el, principial, a rezolvat problema. Deci în această terminologie a lui vorbește despre euul existențial. Euul este euul nostru din existențial, din care pe care îl avem în această viață, pe care ne-l dezvoltăm, mai bine sau mai rău. Ființa esențială, aceasta este prezența ființei divine în om. Aici este originalitatea. Deci nu vorbește despre Dumnezeu, tocmai din cauza că acest termen este încărcat cu atâtea așteptări și cu atâtea proiecții, încât e mai bine, deci nici nu corespunde de fapt ființa divină cu ceea ce proiectăm noi într-o viziune infantilă asupra lui Dumnezeu. Știți ce aș fi vrut să vă, știți ce aș fi vrut să vă întreb? Există vreo legătură între cele trei orientări, să le spunem, care au stat la baza formării lui Durkheim? Mă refer la mistica renana lui Meister Eckhart, la tradiția Zen și la psihologia abisală a lui Carl Gustav Jung. Aici făcând și o referire la faptul că într-un interviu Jung spunea că în copilărie și nu numai în copilărie, toată viața a fost un om religios și credea în Dumnezeu și povestea în acel interviu cum în fiecare duminică dimineața mergea la liturghie. Așa. Deci și Durkheim era și avusese o educație religioasă, tatăl era catolic, mama protestantă, mergeau într-o duminică mergeau la liturghia catolică și în altă duminică la cea protestantă, da. Protestantă, da. Dar bine, și Jung credea într-un fel, era fiul de pastor. Da? Deci și-a avut atunci acel vis foarte straniu cu Dumnezeu care, mă rog, vis-a-vis de concepția umană, cred că era... Deci a adus o noutate radicală Jung cu privire la Dumnezeu. Deci nu era aceeași, deși toată viața a crezut, în felul în care a crezut mai târziu nu se potrivea deloc cu ce era la început. Deci așa și Durkheim. Dumnezeu este, deci este în noi, asta putem să spunem, deci este prezent în fiecare din noi, este în formare pentru noi, spune careva ori Durkheim, sau nu știu care spune asta. Deci este în formare, deci omul este menit să evolueze, conștiința asta să evolueze. Deci nimeni cred că n-ar putea să facă o definiție a lui Dumnezeu, că nu putem să facă acum, dar putem să avem o viziune copilărească despre el, cu care nu ajungem prea departe,
și putem să avem o viziune matură în care, de exemplu, Durkheim nu vorbește despre Dumnezeu, este, asta este mirarea pentru mulți, că nu găsesc acolo, mi s-a spus chiar mie, dar nu găsim nimic acolo, Iisus, Dumnezeu, pentru că El vorbește despre om. La urma urmei, important este, deci concepția lui Durkheim este că nu, noi spunem că noi îl căutăm pe Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu ne caută pe noi și îl caută pe om. Și omul trebuie să se lase găsit. Și atunci e normal că toată grija lui, a unui om care a înțeles acest adevăr, este ce poate să facă omul și ce trebuie să facă omul ca să fie găsit de Dumnezeu. Da. Deci aș vrea să răspund la întrebarea aceea care mi-a spus-o dumneavoastră, cu ce legătură au cele trei. Mistica lui Eckhart, practica Zen și psihologia abisală. De unde se întâlnesc? Se întâlnesc exact. în această viziune creatoare a lui Durkheim, care nu este orientală, este o sinteză creatoare, deci din Orient, este o deschidere pentru natura, adevărata natura a ființei umane. Din intermediul meditației, să spunem, da? Că asta ne ajută din multe încercări umane, meditația ne ajută să ne retragem și să devenim conștienți de aceasta. Deci din Zen a preluat în special meditația Zen, care e într-adevăr, să vedem dacă cât putem vorbi, oricum Hara este foarte convingătoare în acest sens. Deci Hara, preluare din spiritualitatea orientală, ne ajută atât în gestionarea vieții existențiale, cât și în evoluția pe cale interioară, asta ca fapt divers. Din psihologia abisală, este foarte important și Durkheim este cel care insistă foarte mult pe integrarea umbrei. Adică pe ceea ce avem noi în subconștientul nostru, în partea aceea din mintea noastră de care nu suntem foarte mulți conștienți și care are o influență și un impact uneori devastator fără să ne dăm seama. El spune că deși putem să practicăm această meditație, așa, și datorită calmului ei putem să ne înșelăm, să ne imaginăm că suntem bine, datorită calmului pe care îl oferă meditația Zen. Dar faptul că nu ne interesăm de ce avem în conștientul nostru, de conținuturile astea de care ne izbim toată ziua, se va întoarce odată împotriva noastră. Deci riscăm să ne oprim la jumatea căii, dacă nu facem această treabă. Deci umbra este, aș spus așa, toată lumea vorbește despre umbră, o să spun și eu acum ceva, este partea din noi înșine pe care am refulat-o. Am și reprimat-o, dar mai ales am refulat-o. Deci își are originea în prima copilărie. Dacă n-am avut parte atunci de iubire sănătoasă și am fost descurajat și așa, fără să ne dăm seama, s-a imprimat în subconștientul nostru, pentru că nu trebuie ca, virgulă, copilul să verbalizeze sau să raționeze. Se imprimă altfel, așa. Și acest lucru, deci este esențial ca omul să-și facă curat acolo, să devină conștient, în primul rând, de problemele care le are și să le rezolve. Și meditația ne ajută și în acest sens. De exemplu, Maria Hidius, care este indiană și formată și prin colaborarea cu Erich Neumann, spune că spre deosebire de psihologia indiană, individuația, adică integrarea părții ascunse în umbră, da? Cam așa ceva, părții din noi pe care am respins-o, individuația se realizează și o știu și eu din proprie experiență, tocmai prin cu ajutorul acestei meditații. Da, asta este. Deci e ceva care ajută enorm. Dacă oamenii ar ști ce mult ne ajută meditația asta, chestia cu abdomenul. Pot să vorbesc acum puțin despre Hara? Sigur, în timp ce... Da. De altfel am să vă și adresez o întrebare legată de Hara. În timp ce vă ascultam și vorbeați despre umbră,
Mă ducea cu gândul toată treaba asta și la copilul interior, da, și la traumele care vin din copilărie și care trebuie identificate, ce s-a întâmplat în copilăria noastră ca să ne putem explica anumite pattern-uri și anumite tipare relaționale în care noi funcționăm mai mult sau mai puțin bine în viața de adult. Exact, exact. Despre asta e vorba. Da. Vreau să vă întreb legat de Hara. Da. Sunt foarte multe subcapitole, foarte pe scurt aș vrea să le Pomenesc și eu, da. Hara în concepția orientală și occidentală, care este, mă rog, semnificația umană universală a conceptului Hara, forma omului în Hara, eu și centrul vital, Hara ca practică a căii, simbolismul corpului, asta mă duce cu gândul la o altă carte minunată, simbolismul corpului uman al lui Annick de Souzenel. Hara care experiența... l-a cunoscut pe Durkheim. Da. Hara, experiența trăită. Și am văzut la un moment dat arta de a fi așezat datorită Harei. Da. Contracție, destindere, tensiune, exercițiu. Asta am vrut să spun. Respirație. Exact. Ce înseamnă de fapt toate acestea? Exact asta, la asta mă gândeam, la încordare, destindere și tensionare justă. Deci, în mod normal, în mod obișnuit, noi ne petrecem viața fiind încordați, atras spre rezolvarea problemelor, împinși, târâți de ele, încordați, după care ne relaxăm. Da? Cum putem, iar încordați, iar ne relaxăm. Ori ceea ce un om care are Hara și învață despre cum poate trăi mai bine, și în exercițiu în zazen, că de fapt în zazen cumva cultivăm acest mod de a fi în cotidian. Deci, o parte din acest exercițiu de zazen înseamnă să ne destindem, în primul rând, verticalitatea, e o prima condiție pe care trebuie să o asigurăm, după aceea destinderea corpului, pentru că nici nu avem idee cât suntem de încordați. Putem să fim încordați o viață întreagă, eu personal vorbesc din propria experiență, și să nu ne dăm seama. Dacă suntem angoasați, de exemplu, avem umerii, eu exagerez puțin, umerii puțin ridicați, da? Deci tensiunile se oglindesc în diverse părți ale corpului. Deci trebuie mai întâi să ne detensionăm pe expirație. O să în carte să expunem mai clar cum e acolo. Deci îndreptând atenția, dar în orice caz pe partea de expirație din respirație. Ne detensionăm. După care trebuie totuși, deci în cotidian, deci trebuie să ajungem la o tensiune justă. Deci tot tensionați cumva în mod just. Mai multe, nici nu știu dacă se poate spune decât numai prin practică se poate vedea ce înseamnă. Că nu intenționăm să ieșim relaxați din meditație și nici în meditație suntem foarte vii și foarte prezenți când facem meditația aceasta, dar suntem foarte conștienți acolo de toate părțile din corpul nostru, de tensiunile. Deci, inclusiv un gând, dacă ți apare în timp ce ești în meditație, ai fost atent, ai... detensionat, ești vertical, într-un echilibru viu, respirația merge și vine de la sine, dar dacă îți vine un gând de îngrijorare sau de furie, imediat îl simți după ce se rafinează puțin simțul corpului. Îl simți că deja se imprimă în corp și ești blocat. Da? Deci, ca să vă dați seama ipoteza de la care se pleacă, fac o paranteză acum, ipoteza de la care se pleacă confirmată de fapte, cu această utilitatea meditației este că corpul și sufletul, spiritul sunt o unitate. Deci se exprimă prin sufletul sau spiritul nostru, nu fac mai diferențe, că știu că se fac așa, se exprimă prin corp. Și dacă această unitate este valabilă, atunci este valabilă și reciproc. Adică pot să intervin asupra corpului ca să îmi îmbunătățesc, un termen care mi-a venit acum la îndemână, ca să îmbunătățesc întreaga persoană. De exemplu, dacă mergem,
plecat și a bătut și cum eram eu astăzi. După încercarea aia de dimineață, dacă m-ați fi văzut cum eram, da? Ca niciodată. Sau ne menținem un ritm alert, suntem în hara și când mergem pe stradă, normal, și toată ziua. Și încă ceva să nu uit acum să spun. Deci nu se termină practica meditației, practicarea căii, nu se termină cu meditația. Adică ne așezăm bine dimineața și după aia facem ce avem de făcut, cum zic eu, cum numesc eu, dar după aceea tot cotidianul poate fi folosit ca și practica căii. Și aici este marele avantaj și propunerea lui Durkheim, care este că a găsit soluția la problema omului pe care o încearcă prin toate religiile, da? Să răspundă aspirației care este înăuntru, să devină ceva, să devină el însuși, să devină, și cum anume devine, nu m-au ceva mai spus și după aia vă ascult, deci să devină el însuși. Deci, așa cum floarea devine floare specifică, animalul devine animal și omul trebuie să devină cel care este. Doar că spre deosebire de floare și de animal care devin ceea ce sunt, dacă nu sunt condiții exterioare care se împiedice, omul nu va ajunge să devină ceea ce este decât prin participarea sa conștientă. Asta e, de asta e nevoie. Așa. Și atunci, cotidianul, da, de asta am spus că vă dați seama ce avantaj să poți, deci tot ceea ce facem, ce avem de făcut, că asta facem, ne așezăm bine dimineața, facem meditația și după aia facem ce avem de făcut. Și dacă suntem în acea dispoziție meditativă, care nu înseamnă să ne gândim în altă parte, ci să fim prezenți în ceea ce facem, făcând un pic mai încet decât ceea ce facem și un singur lucru, cât mai multe, deci nu funcționăm ca o mașină cât mai eficientă, ne vom fi transformați chiar prin acest cotidian, făcând ceea ce avem de făcut. Deci asta este. De exemplu, Jacques Castelman, care e discipol, nu mai vorbesc, ascult, nu mai vorbesc. Spune. Da, Jacques Castelman, care este discipolul, acum are 85 de ani, are centrul Durkheim, cum se spune, lansat altui termen, dar nu vine acum în minte, inaugurat chiar de Durkheim. Stați un pic, am să vă zic. Am uitat. De centru acesta? Da, de el am vrut să vă zic, de cotidianul ca exercițiu. Asta am vrut să vă zic. Că povestește într-una din cărțile lui când, deci a participat la o conferință la care a fost foarte impresionat de Durkheim și Durkheim l-a invitat să vină la el la rute, la centrul lui și peste vreo 2 ani sau nu știu, peste când va fi invitația, a mers acolo și atunci a fost foarte dezamăgit că în loc să-i se dea cărți să studieze și sau să-i spună ceva, el trebuia să facă niște lucruri, să-și găsească de mâncare, deci lucruri de toată ziua și n-avea timp să citească și să facă așa ceva. Și până la urmă a înțeles, tocmai asta voiam să zic, că exact această oprire, că asta este, oprirea noastră din ritmul ăsta nebun, l-a ajutat ca să se transforme. De acolo am ajuns la cotidianul ca exercițiu. Deci e foarte mare lucru să faci toate astea, bineînțeles, dacă, da, deci meditația se face de obicei dimineața, așa o facem, care o facem, și se menține. Sigur că suntem atenți la probleme, că nu o să stăm obsedați așa, deci pierdem în mod sigur firul roșu cu profunzimea din noi, dar nivelul de maturitate se oglindește tocmai prin timpul foarte scurt în care ne dăm seama că am pierdut legătura cu profunzimea și ne revenim. Deci a cădea de 8 ori, de 7 ori și a te ridica de 8 ori, aceasta este calea, spune Zen, da. Deci nu că am vii perfecți, ci că ne ridicăm, da. Sigur. A cădea de 7 ori și a ne ridicat de 8 ori. Da. În timp ce vă ascultam vorbind cu atâta entuziasm despre meditație și despre atenția conștientă, gândul m-a dus la un alt autor drag mie, cu o serie de autori în portofoliul editurii Herald. Este vorba despre Alan Watts, cu sistemul lui de gândire filozofică, care își are rădăcinile tot în
în tradiția budismului zen, bunicului fiind pastor anglican. Asta apropo de părinții lui Carl Gustav Jung, făceam așa o mică paralelă, da, analogie. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Hara, centrul vital al omului, de Carl-Fried Graf Durkheim, în seria de autor Durkheim, în traducerea invitatei noastre de astăzi, doamna Viorica Juncan. Mai îmi permiteți mai un minut? Sigur. Dacă se poate. Sigur, deci sigur. Am vrut neapărat să spun, deci poza de pe cartea originală îți două imagini reprezentative din spiritualitatea occidentală și din cea orientală. Asta vreau, în primul rând, să sugereze că cea, conținutul cărții le include cumva pe amândouă. Dar ceea ce văd eu în această alegere, aceste icoane din creștinismul răsăritean, așa este, deci occidental, așa ceva, deci eu, care practic această meditație și așa, văd ca și omul în brațele ființei, adică omul abandonat cu încredere în brațele ființei, mai exact omul susținut de ființă. Deci asta este, după mine, simbolul foarte puternic al cărții originale. Și în afară de, frumos, în afară, că n-aș fi vrut să rămână fără da, asta. Da, da, da. În afară de Hara, centru vital al omului, tot din seria de autor Durkheim, aș vrea să vă mai menționez câteva titluri. Chemarea maestrului spiritual, sensul îndrumării spirituale pe calea către sine, Străpungerea spre ființă, etapele maturității umane, iarăși o carte extraordinară, Calea interioară, cotidianul ca exercițiu, ce spuneam aici, exact, da? Nu vă luați după poză că nu e chiar așa. Centrul ființei, deci, și de asemenea Hara, centrul vital. Asta ar trebui reluată. Cărți pe care le puteți găsi pe site-ul editurii Herald, în seria de autor Durkheim. Îi mulțumim doamnei Viorica Juncan că a fost alături de noi și am vorbit despre această carte minunată, Hara, centrul vital al omului. Cartea o puteți găsi intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, la secțiunea Noutăți. Aici se încheie un alt episod al rubricii Noutățile editoriale ale săptămânii. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție. Până atunci, să aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere! La revedere și eu mulțumesc!